Salutare TikTok, salutare YouTuber, vreau să fiu cât mai scurt. Eu am știut că două motoare nu consumă dublu, dar nu mă așteptam, nu vreau să urc în slăvi, nu mă așteptam să fie sub 1.50 cum a făcut ăla. Deci m-am dus de la mine la sala Giroc, la pădure, acolo aproape după Flonta, care știe Timișoara, aproape de Flonta și înapoi, cred că m-am dus 6, m-am întors 12 km, din la 41,7 volți am 39 de volți, m-am dat prin zonă, prin parc, ajunge imediat la 44,50, dar noi am dat, am mers pe banda a doua, numai cox, după m-am băgat pe pistă, că e bineînțeles să te cutu motociclistul, mergi pe banda a doua, păi dacă e coloană pe a întâia și pe banda a doua nu s-o băga nimeni, m-am băgat eu, na, după m-am băgat pe pistă și uite, păi am acum tot banc, uite-te aici, jur, peste 12 km am făcut și uite aici acumulatorul. Dar v-am arătat voltajul. Și nu se încălzesc firele, nu-i consum dublu, uite, fire de 3 și nu-i numai lipit, încositori făcut, aici le maschez, le mai bag prin carcasă, dar e greu, na, să faci frumos. Și o să vin cu motor, îmi vine să-mi fac și mie o biciclă din asta, dar full suspension, uite-te aici. Uite, poți să pui voltajul pe asta. Da? Dar stai cam la contact. Uite, 38 de volți, 3. Dar nu, asta nu arată bine. Ia să văd. Asta la cheia arată bine. Max pitch cu 66. De 38,5 volți, 38,3. Da. De 32 de minute. M-am dat, dar l-am mai stins, că am băut o cafea la ESO. Deci nu, deci da, nu consumă dublu. Nu știu cum să vă zic legea fizicii, în gol consumă dublu, că-s două, dar acolo nu-i sarcina. Înțelegeți? În gol nu ai consum. Uite, dacă trag acum, uite-te la voltaj. Ce consum? Cât o scăzut? Puțin, dar sarcina scade. Deci sarcina scade. A, și când ating frâna, s-a oprit asta, când ating asta, la întâi frânează. Deci, când frânezi fața, frânează fața, normal, dar face electric și fața pe display-ul ăsta și când ating asta, e mecanic spate și frână electromagnetic amândouă, când ne ating pe amândouă, numai un pic, mă oprește fantastic. Deci, încă nu trec la furcă cu frână pe disc, iar un domn, nu trec la frână pe disc, mă scuzați că nu editez, pentru că e foarte puternică frâna, amândouă frâne electromagnetice, fiind două motoare. Încărcarea este un mit, este prea puțin, că vă arăt și pe voltaj când frânezi și cobori, când nici un volt nu încarcă, un volt și ceva, dar e vrăjeală. Nu se încălzesc, se încălzesc mai puțin. Aici vin cu pinioane noi, o să-i spun că vreau să-i pun pinioane noi. Schimbătorul ăsta e mort, dar nu o să te mai intereseze să schimbi vitezele sau să pedalezi doar de plăcere. E o bijuterie, salutare. Consumul este, cred că, nu e unul la 50, mai puțin, dar nu poți să știi. E bine, acumulatorul vine foliat frumos, e fain, o ieși ce trebuie. Este controller cu un display și cu un controller dublu, dar na, nu-s bani de ăla. Deși două ori fost în banii aia, dar nu l-am văzut pe AliExpress, e 100 de euro. Și ăsta e aproape 3 milioane bucata, dacă știam, îl luam pe la dublu, dar e prea puternic, are 45 de ampere de scârcare, e prea mult. Și pe 36 de volți îl lăsăm, dacă ar fi fost acumulator pe 4 sau pe 5.2, nu, că crește viteza, nici nu știu dacă îmi fac cu două motoare, că e prea puternic demarajul. Deci se duce imediat la 40, pleacă demaraj, după aia a doua oară își dă mai repede. Nu, e ok, nu mă deranjează două display-uri. Am pus asta aici, că altă variantă nu era ca să mai schimb vitezele, ăsta nici nu le-am strâns, cam atât cu filmările. Faceți-vă cu două motoare, senzație. Numai na, nu-i de sărituri, că de-aia a venit cu, clar, e de oraș, de-aia a venit cu motor aici, din aia, că să fie mai ușoară. E o biciclă mai grea, nu e să crezi că sare acum, că un motor are 4-5 kg, s-a sterilit într-o dată, nici de cum. E fain să ai un full din ăsta cu două motoare, dar bă, am ridicat așa vreo 45 de kg, 50 toate. Na, salutare TikTok, e nebunie. Nu fac filmare, că pleacă repede de pe loc și n-am chef. Salutare.